Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost instituită ca un ajutor pentru conștientizarea problemelor cu care se confruntă persoanele în vârstă. Astfel, în fiecare an, la 1 octombrie, ar trebui cu toții să ne amintim, să ne gândim care sunt problemele persoanelor în vârstă. Cu această ocazie, noi ne-am gândit să stăm de vorbă cu domnul Ionuț Ștefănescu, directorul cabinetelor Clarfon, pentru a discuta despre sănătatea auzului, pentru că, din păcate, pe măsură ce înaintăm în vârstă, majoritatea dintre noi ajungem să avem probleme cu auzul. Mulțumesc din nou de invitație. Aș începe cu o recomandare. Noi am gândit luna octombrie, îi dăm un sens prin ajută-i să audă. Nu este vorba numai de persoana hipoacuzică sau de persoana în vârstă care are nevoie de un control, ci despre membrii familiei sau cunoștințe care pot ajuta în acest sens. Și încep cu o recomandare care este de interes pentru toți urmăritorii dumneavoastră să ne urmărească pe Facebook, pe Clarfon Aparate Auditive, pentru că în luna octombrie avem trei promoții interesante, avem un giveaway, o tombolă, adică oferim gratuit un dispozitiv nou lansat în octombrie în România și lansat în august la nivel internațional. Este un dispozitiv de calitate superioară, pot să spun. Deci avem această tombolă, acest giveaway pe Facebook, pe Clarfon, Aparate Auditive. Avem o gratuitate pentru pacienții purtători de aparate auditive. Deci venim în sprijinul lor oferindu-le oliva gratuită. Este piesa de ureche care se introduce în conductul auditiv. O confecționăm gratuit în toate cabinetele Clarfon din România, care sunt număr de 68 în momentul de față, și practic oferim un sprijin acestor pacienți. Nu contează de unde au luat aparatul auditiv, câți ani are aparatul auditiv, poate să fie purtat de 5 ani, de 3 ani, și nu contează brandul sau ce aparat auditiv sau de unde l-au luat. Și, bineînțeles, promoția lunii octombrie, care este orientată spre nevoia acestor pacienți. Deci, vin cu această recomandare ca clienții, pacienții, urmăritorii să nu uite să urmărească Facebook-ul nostru, pentru că acolo vor găsi lucruri interesante. Așadar, pe pagina dumneavoastră de Facebook, afișați la zi Noutățile, promoțiile. Și cred că în luna octombrie venim cu lucruri interesante. Și acest giveaway, acest cadou, o tombolă cu un dispozitiv nou. Este un nou aparat care e mai mult decât un aparat auditiv, spuneați, adică? Da, sunt niște căști, practic doi furnizori importanți, unul un producător de aparate auditive și un producător de căști și sisteme audio, au fuzionat creând un produs cu funcții interesante. O să vi-l arăt. Sunt niște căști care se conectează wireless la telefon, care se conectează la televizor. De fapt, rolul lor este ca pacientul să înțeleagă mai bine la televizor. Uneori poți să asculți mesajul de la televizor, chiar dacă televizorul este pe mute, să nu-i deranjezi pe cei din jurul tău. Numai că aceste căști care au funcția standard de cască, de conectare la sistemele media, are și o funcție de amplificare ușoară a vorbirii. Astfel încât, într-un restaurant, într-o sală de fitness, în pădure, la pescuit, atunci când stai de vorbă cu familia, la masă, purtând aceste căști, poți să ai o ușoară amplificare a sunetului, a mesajului vocal a celor din jur. Zgomotul este atenuat, înțelegi mai bine vorbirea și nu este un aparat auditiv standard pe care îl iei dintr-un cabinet de protezare auditivă. Este o cască performantă, este făcută de către Sonova și de Sennheiser. Deci Sennheiser este lider în calitate, este un producător german pe care foarte mulți cunoscători îl știu. Așadar, poți să-ți cumpere aceste căști? Reîncărcabile. Cu conectare Bluetooth și cu funcția de a se conecta la televizor. Eu le-am încercat ieri și la o distanță de 50 de metri auzeam televizorul prin dispozitivul, emițătorul de conectare și căștile respective pe care le-am introdus în ureche. Sunt niște căști moderne, interesante,
dar au și funcția de a-ți amplifica vorbirea celor cu care comunici. Și aceste cărți le iei în urma unui consult, în urma unei recomandări pe care ți-o face tehnicianul sau pur și simplu mă gândesc eu că aș avea nevoie sau că mi-ar plăcea să am așa ceva? Merg într-un cabinet ca Clarfon și îmi cumpăr asemenea căști? Ele se pot găsi în cabinetele Clarfon, ele se pot găsi pe site-ul Clarfon și începem promovarea lor prin acest giveaway, adică intrați pe Facebook, o să vedeți detalii, puteți să le câștigați, dar pe site-ul Clarfon găsiți mai multe date tehnice. Așadar, oricine se gândește că ar avea nevoie de un ajutor în privința auzului, poate să-și ia aceste căști. Dar vorbeați și de o altă noutate a lunii octombrie, de faptul că oferiți olive gratuit, că realizați olive gratuit pentru toți purtătorii de aparat auditiv. Aici aș vrea să ne explicați puțin mai mult cum se desfășoară acest lucru. Da, în primul rând este o ofertă sau un cadou interesant. Este interesant pentru că nu știu dacă l-a mai făcut cineva pe piață. Nu discriminează pe nimeni, în sensul că dacă ai aparat auditiv, vii la noi. Nu te costă nimic, îți luăm mulajul, îți facem această olivă. Oliva este o componentă esențială, acustică, care face legătura între aparat auditiv și conductul auditiv, se confecționează dintr-un acril. Adică este o componentă în protezarea auditivă care a avut în spate o tehnologie, o, cum să spun eu, o știință, atât pe partea asta de îndemânare, de a cunoaște cum să o faci și să fie cât mai potrivită pentru urechea ta, cât și materialele care au evoluat în timp. Dar înțeleg că trebuie înlocuite din când în când. De ce? Ele se înlocuiesc la 6 luni, la un an. La un moment dat, probabil că se fixează mai bine în ureche și conductul auditiv nu se mai lărgește. Sau unul dintre motive ar fi că un purtător nou de aparate auditive e posibil să aibă o ușoară deformare în timp a conductului auditiv, vorbind de milimetri. Și ar fi bine să-și facă această piesă ca să se fixeze mai bine. O altă recomandare pentru schimbarea olivei este faptul că se învechește. Se învechește materialul în sine, se înfundă uneori, trebuie curățată, trebuie cosmetizată, deci este indicat să o înlocuiești cam la 6 luni. Cam la 6 luni, da. Iar noi oferim pentru toți pacienții din România, adică este ceva că dacă or să fie foarte multe cereri, o să facem față, nu este o problemă, dar își vor primi această piesă de ureche, această olivă gratuită, pentru aparatele în spatele urechii, bineînțeles. 75% din pacienții protezați în România poartă un astfel de aparat auditiv. Este o piesă care are un cost, deci pacienții ar trebui să, cei care aud, știu despre ce este vorba și cu siguranță se vor adresa. Dar fiind ziua internațională a persoanelor vârstnice și vorbim așa de familie, vorbim de prieteni, de o comunitate în care persoanele vârstnice sunt integrate. Cei care aud acest mesaj să îndemne persoanele hipoacuzice, purtătoare de aparat auditiv, deci nu contează de unde și-au luat aparatul auditiv, să vină la noi ca să-și ia această piesă gratuit. Să-și o cosmetizeze sau să beneficieze de una nouă, dacă este cazul. Da. E întrucâtva un cadou pe care îl face Clarfon tuturor persoanelor vârstnice care au aparat auditiv. Da, s-au cumulat niște evenimente în activitatea noastră, împlinim 20 de ani de activitate în această toamnă, fiind și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Iar noi îndemnăm ajută-i să audă, adică este un motto pe care îl promovăm. Venim practic în sprijinul persoanelor hipoacuzice pe mai multe direcții. Ne adresăm direct lor, ne adresăm familiei, prietenilor, vecinilor, cunoștințelor, să-i trimită pentru această
acest beneficiu, acest cadou, aș putea spune. Da, este foarte frumos acest mesaj. Ajută-i să audă. Pentru că pe lângă persoanele care au aparat auditiv și știu că trebuie întreținut acest aparat auditiv periodic și să schimbe oliva periodic, există și persoane care poate nu conștientizează încă că au probleme de auz. Da. Mie, de exemplu, mai îmi spune lumea, măi Cecilia, tu auzi numai când vrei? În sensul în care presupun că nu aud din când în când pentru că sunt foarte concentrată, dar există persoane care nu aud din când în când, poate din cauza că au început să aibă o slăbire a auzului, o hipoacuzie, și atunci aceste persoane ar trebui într-adevăr îndrumate, ajutate să audă. Exact. Tocmai de aceea noi ne focusăm pe acest mesaj, ajută-i să audă. Dăm un sens, practic, activității noastre. O persoană hipoacuzică, o persoană în vârstă, vârsta fiind principalul factor care duce la hipoacuzie, este afectată nu numai prin simplu fapt că noi ne dăm seama că nu înțelege sau că are un auz căzut și atât. Din punctul meu de vedere, există problema trebuie analizată mult mai profund, pentru că o persoană în vârstă care este izolată într-un sat, pentru că sunt copiii plecați și nu are pe nimeni, a rămas singură sau sunt o bunică și un bunic, pe lângă faptul că nu aud și sunt izolați, practic se accentuează o singurătate care doare mai mult decât faptul că nu am această abilitate de a auzi, nu știu, un sunet. Ne izolăm, în mintea noastră suntem mai singuri, mai stingheri și ne afectează calitatea vieții. O astfel de persoană, dacă are și hipoacuzie, problema se acutizează, se agravează mult mai mult. Deci nu este vorba numai de o izolare socială. Probabil că depresia și alți factori care îți pot afecta calitatea vieții se pot instala mult mai rapid, mai ușor. Este trist numai dacă ne gândim la acest tablou. Pentru că auzul este important. Este important, practic, ne dă putere să trăim, ne bucură, mai ales când ești singur. Dacă ești și singur și nu auzi, ești izolat de două ori. Și ar trebui ca tot mediul să reacționeze. Nu mă refer numai la familie, mă refer și la instituțiile statului, care ar trebui să ajute mai mult persoanele hipoacuzice, așa cum se întâmplă în Europa de vest, să zic așa. Ar trebui comunitatea să ajute, de la, nu știu, primării, de la vecini. Așadar, diferite instituții, diferite asociații ar putea să îndrume persoanele cu hipoacuzie către cabinetele Clarfon, iar Clarfon poate să ajute aceste persoane, pentru că înțeleg că aveți în continuare audiogramă gratuită pentru cei care vin în cabinetele Clarfon și apoi diferite oferte. Da, noi putem să le ajutăm. Noi avem contract cu Casa de Asigurări. Aparatele pot fi compensate. Sunt și aparate compensate 100% și aparate la care oferim discount, astfel încât să fie compensate 100%. Ne mândrim că avem soluții bune, performante, de calitate. Însă, ce vreau eu să subliniez este faptul că noi încercăm de ani de zile să facem populația să conștientizeze importanța și calitatea auzului. Pentru că în România se protezează doar 3% din persoanele hipoacuzice. Pasnic. Da. De 10 ori mai mult se protezează în restul lumii, să zic așa. Deci noi stăm, din punct de vedere statistic, foarte slab. Decizia de a se proteza, luată de un pacient care are hipoacuzie, durează 7 ani de zile. Imaginați-vă că o persoană în vârstă, pentru o persoană în vârstă, acei 7 ani de zile sunt importanți, sunt esențiali. Tocmai de aceea noi vrem, nu neapărat să grăbim procesul, să îl conștientizăm, să-și dea seama cât de important este să se bucure de acest ajutor, pentru că pot fi, cum am spus mai devreme, aceste căști care să ajută o persoană cu
o ușoară hipoacuzie, o persoană mai activă, mai tânără. Pentru că aceste căști sunt destinate, să zic, între 45 și 60 de ani. Dar și o persoană cu o hipoacuzie medie, accentuată sau severă, trebuie să-și rezolve problema de auz. Și noi nu ne gândim, ok, ai luat un aparat auditiv pentru noi, gata, s-a terminat povestea. Ne gândim să venim cu soluții corecte. Și aș vrea să discut despre protezarea bilaterală, unde ar fi foarte interesant dacă și Casa de Asigurări, adică statul român, ar ajuta pacienții. În toate țările se oferă compensare pentru două aparate auditive. Și la noi cum e? La noi doar pentru unul singur. Dar din păcate este un ajutor șchioapăt. Exact ca și cum ai sări într-un picior. Cum ai mânca fără să ai miros. Ai gust și n-ai miros. Da, pare adică absurd. Adică să fie ajutat doar pentru un aparat auditiv pentru o ureche și mi se cu cealaltă ureche. Da, mi se pare un chin de adaptare a pacientului care poartă un singur aparat auditiv. El toată viața lui a funcționat cu două urechi și atâtea milioane de ani de evoluție sunt ca să auzim cu două urechi. Și purtând un aparat auditiv pe o singură ureche sunt multe dezavantaje pe care acum n-aș vrea să le subliniez și aș vrea să subliniez avantajele protezării bilaterale. Faptul că primul avantaj și cel mai sesizabil este faptul că știi de unde vine sunetul. Într-un grup de persoane știi cu cine vorbești. Dar pe urmă trebuie să înțeleagă pacientul hipoacuzic și purtător de aparat auditiv, că noi venim o soluție și la protezarea bilaterală în octombrie. Intrați pe Facebook. Facebook, Clarfon, aparate auditive. Noi dacă funcționăm cu o singură ureche, practic stimulăm doar o parte din creier care nu e completă. Deci, cum v-am spus, mănânc fără miros sau miros, dar n-am gust. Este frustrant. De ce să nu purtăm atunci două aparate auditive? Și dacă ajutorul nu a venit din partea Casei de Asigurări de Sănătate, să zicem așa, că a mers pe același sistem, nici măcar nu s-ar dori, cel puțin din punctul meu de vedere, o mărire a sumei compensate, ci să fie și al doilea aparat auditiv. Pentru că o persoană are două urechi, are două picioare, două mâini, se folosește de ambele. Așadar, ideea ar fi nu neapărat să fie crescut bugetul pentru un aparat auditiv din partea Casei de Asigurări de Sănătate pentru ca pacienții hipoacuzici să poată să-și ia un aparat mai performant, ci ar trebui să ambele compenseze două aparate. Mi se pare mai rezonabil, mai bine să scadă și să împartă, pentru că stimulează. Este rolul managerilor în domeniu să găsească soluții. Cum și noi am găsit o soluție în octombrie, ne gândim la pacienți. Adică, al doilea aparat auditiv este gratuit. Foarte dar, interesant, dar, doar în octombrie. În această perioadă oferim al doilea aparat auditiv gratuit, dar nu este vorba de un model anume, ci toate. Că este cel basic, middle sau high. Toate aparatele auditive poate să intre în această promoție 1 plus 1 gratuit. Adică mai mult de atât, ce mai vrei? Ai sistem de rate fără dobândă, poți să te duci la Casa de Asigurări de Sănătate. Deci eu cred că oferim cele mai bune soluții, oferim o deschidere pentru pacienți să-i ajutăm cu acea piesă de ureche gratuită. Important ca ei să conștientizeze și cei din jurul lor la fel. Să știe de existența noastră, pentru că e vorba de o nișă, foarte mulți pacienți cu probleme și nici cei din jurul lor nu știu. Avem o rețea de 68 de cabinete, deci ne găsesc în marile orașe și nu numai. Deci putem să rezolvăm problema, putem să facem ca România să audă mai bine. Înțeleg că există o plajă mare de aparate auditive și fiecare își alege și în funcție de bugetul personal ce aparat își dorește sau ce aparat își permite la un moment dat. Și apoi
poate să revină la Clarfon pentru un aparat mai modern, pentru că lucrurile se tot schimbă și în acest domeniu. Dar înțeleg că este important ca toate aceste aparate auditive să fie și întreținute corect. Ce înseamnă întreținerea unui aparat auditiv? Pacienții primesc consiliere, iar noi suntem aproape de ei. Sunt comunicări către pacienții noștri și primesc o curățare și o verificare gratuită a aparatului auditiv după un anumit timp. Au garanție 2 ani de zile. Am fost deschiși și suntem deschiși să le rezolvăm problemele în cazul în care apar. Tocmai de aceea spuneam și mai devreme că venim cu o noutate și este unică pe piața din România. O lansăm tot în octombrie. Vom avea și o asigurare casco pentru aparatele auditive. Deci o asigurare de daună. Nu are nimeni așa ceva. Este o asigurare pentru cazul în care aparatul auditiv suferă un accident, adică ți-a căzut accidental pe jos. Se întâmplă și lucrul ăsta. Nu foarte frecvent. Dar partea bună este că o acoperim noi, această asigurare. Este pe timp de un an de zile cu firmă de asigurare, adică nu... Deci cineva care și-a cumpărat aparat auditiv de la dumneavoastră, din momentul cumpărării, timp de un an de zile, poate să revină în caz că se întâmplă ceva cu aparatul auditiv. Se înlocuiește aparatul auditiv cu unul nou în cazul în care, nu știu, i-a scăpat pe jos accidental, s-a crăpat, a călcat pe el sau ceva de genul ăsta. Sunt termenii stipulați în asigurare, adică mai mult de atât, pentru că tu oricum, în cazul în care suferi o astfel de intervenție nepotrivită, să zic așa, în aparatul auditiv, ai pierdut garanția că nu este din vina producătorului, dar ai asigurarea care îți acoperă produsul în totalitate. Oricum, ideea este că fiecare își dorește să fie cât mai grijuliu cu aparatul auditiv, pentru că și dacă vine să îl aducă și dacă îl reparați gratuit sau înlocuiți gratuit, oricum câteva zile el rămâne fără aparatul auditiv și atunci nimănui nu-i place acest lucru. Au fost cazuri când aparatul auditiv uitat pe canapea sau pe masă a fost ronțăit de către câine, de pisică sau câine. Sau să intri cu el în duș, sau să îți cadă accidental, sau să ți-l fure. Se fură aparatele auditive? Au fost cazuri în care s-au furat aparatele auditive. Așadar, atenție la aparatul auditiv, da, pentru cei care au aparat auditiv. De exemplu, avem și ar intra tot într-o promoție. Nu, este importantă, tocmai de aceea pacienții sau cei interesați să intre pe Facebook, pentru că acolo apar periodic noutățile, apar lucruri interesante și acum mi-am adus aminte, există aparatul auditiv cu difuzor în ureche, se numește RIC, Receiver in the Canal. Ok, acel aparat auditiv are un difuzor care se introduce în conductul auditiv, care se înlocuiește, la fel ca și oliva, se înlocuiește după o perioadă de timp. Noi putem să înlocuim acel difuzor nu numai pentru aparatele reprezentate de brandurile noastre, ci și pentru alte branduri. Tocmai de aceea este important ca pacientul să vină cu aparatul auditiv și să-l analizăm, pentru că acel microfon extern este și el într-o promoție de preț, la jumătate de preț, și din ce am analizat piața, adică este foarte convenabil pentru un pacient purtător de aparat RIC. Dacă urmăritorii dumneavoastră ar fi atenți și ar da seama cât de important este Clarfon în acest domeniu, în această branșă, și cât de multe putem să oferim pacienților. Cu dragă inimă, cu deschidere, cu smart, cu gândire, adică ne focusăm pentru binele lor. Da, și pe pagina dumneavoastră de Facebook, pe pagina brandului Clarfon, oamenii pot să găsească și informații despre cum să-și întrețină aparatele auditive, nu doar ofertele, pentru că și acesta este un lucru foarte important, pentru că sunt convinsă că nu toți știu cum ar trebui să-și îngrijească aparatul auditiv. Da, deci vor afla multe informații interesante și dinamica noastră ca echipă, pentru că facem lucruri interesante. Nu mai dau detalii, dar dacă vor intra pe Facebook, vor vedea. În noiembrie se întâmplă ceva, în decembrie se întâmplă ceva, în ianuarie se întâmplă ceva, lucruri interesante. Și
la urma urmei, o persoană care nu are probleme de hipoacuzie acum, este important să fie conectat și la o astfel de informație, pentru că e posibil ca pe viitor să ai nevoie sau să ai tangență cu așa ceva. Sunt persoane cu care mă știu de foarte mult timp și după 10 de ani, că lucrez în domeniul de 25 de ani, după 10 de ani mă sună să mă întrebe dacă pot să îi ajut părinții sau bunicii cu aparate auditive, cu niște soluții în privința protezării auditive. Și pe lângă faptul că trebuie să fim la curent cu toate aceste informații pentru părinții și bunicii noștri, chiar și pentru noi ar trebui să fim atenți la toate aceste lucruri. Știți cum se spune, că pe măsură ce înaintezi în vârstă, ai nevoie de un suport din ce în ce mai mare, ai nevoie de tehnologie, de tot felul de aparate ca să poți să ai calitatea vieții pe care ți-o dorești. Trăim din ce în ce mai mult, speranța de viață e din ce în ce mai mare și atunci avem nevoie inclusiv de un aparat auditiv ca să trăim mult și și bine. Și bine, da, să ne bucurăm. Sunt în asentimentul dumneavoastră și mă încadrez aici. Adică încerc și eu aceste gadget-uri la început. Așa cum v-am spus, acest produs este foarte interesant. Deja eu îl port pentru conectare la telefon, la televizor, la... și mă bucură că am și alte opțiuni. Adică cel puțin sunt curios să văd cum funcționează tehnologia și să mă bucur de calitatea sunetului, că sunt niște căști produse de cei mai importanți producători în domeniu, la nivel mondial. Și le promovăm, le oferim și cadou cu această ocazie prin giveaway. Așadar, pe lângă faptul că în 1 octombrie este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, dumneavoastră v-ați pregătit pentru o lună întreagă, nu doar pentru o zi, ziua de 1 octombrie, da, ci pentru întreaga lună octombrie, ca să veniți în întâmpinarea pacienților hipoacuzici. Exact. Împlinim 20 de ani de activitate, v-am spus ce le oferim, cred că ne vom bucura împreună în luna octombrie și nu numai. Dacă pacienții, prin membrii familiei, prin cunoștințe, vin la noi și ne aleg pe noi, cred că fac cea mai bună alegere, o alegere smart, aș putea spune, și să nu uităm că noi ne focusăm pe acest slogan, ajută-i să audă, îi dăm sens activității noastre. Așa cum am spus și mai devreme, este important să ne testăm auzul, indiferent de vârstă, indiferent dacă simțim sau nu o problemă accentuată în momentul de față. Uneori nu ne dăm seama că avem această problemă și ar trebui să ne testăm auzul într-un cabinet specializat de protezare auditivă. Ce este interesant este că la Clarfon vii fără bilet de trimitere de la medicul de familie, te programezi, avem și suntem prezenți în mediul online, te programezi prin call center sau direct la cabinet, nu aștepți, ți se face testarea auzului. Nu numai audiograma, se poate testa și funcția urechii medie printr-o timpanogramă, să vedem dacă avem o otită, dacă avem o otoscleroză, dacă avem un blocaj în urechea medie sau un dop de ceară. Deci pacientul primește un set de analize la un nivel performant. Și adică niște... nu îți dai tu cu părerea ce ai avea. Nu, te duci și vezi la specialist despre ce este exact. Vorba. Exact. E posibil să ai doar una sau două frecvențe afectate de hipoacuzie, primești o consiliere în acest sens și știi ce ai de făcut pe viitor și conștientizezi și astfel cred că poți să contribui la calitatea vieții auzului, la calitatea vieții pacienților hipoacuzici, pentru că știi de soluții, știi de existența clarfonului și ce poate să ofere. Și cu siguranță acel procent de 3% am vrea și noi să-l ducem la, nu știu, 10-15%. 30%. Și noi în Doamne ajută. Asta da, asta ar însemna ca persoanele hipoacuzice să se bucure de acest ajutor. Da, și cred că ar trebui să trecem de prejudecăți. Nu ar trebui să ne gândim, doar peste 60 de ani s-ar putea să am probleme cu auzul. Nu, s-ar putea să ai probleme chiar mai repede. Multă lume spune, păi bunicii mei au auzit foarte bine până la nu știu ce vârstă. Da, dar nu au trăit într-un mediu cu o poluare sonoră atât de accentuată ca și noi.
Așadar, trebuie să ne gândim la stilul nostru de viață actual și să mergem la Clarfon să ne facem testările de rigoare. Și dacă este cazul, să recurgem la toate aceste device-uri moderne. Da, așa este. Și pe lângă toate aceste device-uri moderne, pe lângă toate aceste noi tehnologii, mă bucur să văd că sunteți aproape de oameni, că sunteți aproape de pacienți, cu diferite oferte pe care le aveți, mai mereu aveți câte ofertă. Și acum, bineînțeles, mult mai multe, pentru că sărbătoriți 20 de ani. La mulți ani! Mulțumim pentru urările de la mulți ani și să nu uităm, Clarfon ajută România să audă mai bine. Da, România ar trebui să audă mai bine.